Rețeaua de distribuție a gazelor naturale este din ce în ce mai bine pusă la punct în drobeta Turnu Severin. În ultimul timp, tot mai multe locuințe au acces la acest combustibil. În comparație cu celelalte surse de căldură, costurile gazelor naturale sunt mult mai mici. Tot mai mulți severineni beneficiază de racordarea la rețeaua de gaze naturale. Dacă înainte severinenii cheltuiau bani pentru lemne, curent electric și agent termic pentru a beneficia de căldură, acum pentru cei care beneficiază de racordarea la rețeaua de gaze, costurile sunt mai mici. Păi avantajul e pecuniar. Păi un prieten de-al meu avea încălzire cu agent termic și plătea 5-6 milioane pe lună. Și acum cu gazele plătește 1,5 milioane. Deci avantajul e pecuniar. Primul rând, prețul e mult mai mic, e avantajos. Ce pot să spun? Înainte plăteam la termoficare 4-5 milioane pentru 3 camere, acum plătesc 110, 120, 1 milion și ceva. Foarte avantajos. Practic, gazele naturale susțin confortul de zi cu zi al fiecăruia dintre noi, în special pe tip de iarnă. Costurile gazelor naturale sunt mici în comparație cu majoritatea celorlalte surse de căldură, ceea ce le duce pe primul loc în topul preferințelor utilizatorilor.